În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești săvârșită duminică 19 februarie 2023, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Deva, a avut loc irotonia și instalarea Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul în slujirea de arhiereu vicar ale Episcopiei Devei și Hunedoarei. După Sfânta Liturghie a urmat ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, care a primit însemnele arhierești și a fost așezat în tronul arhieresc. Aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 9 februarie 2023, a ales în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei pe preacuviosul părinte arhimandrit Gherontie Gheorghe Ciupe, vicar eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Laurențiu i-a oferit crucea dăruită de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a binecuvânta pentru prima dată clerul și credincioșii după instalare. Din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, primiți această cruce de binecuvântare.